judecător de la Înalta Curte a dat dreptate autorităților sanitare care au solicitat tutela unui băiețel după ce părinții acestuia au refuzat o transfuzie de sânge vaccinat în cadrul unei operații de salvare a vieții. Decizia istorică este de așteptat să aibă ramificații de amploare și a devenit un punct de atracție pentru protestatarii antivaccin. Aceștia au organizat demonstrații în fața sălii de judecată. Părinții bebelușului au declarat că nu sunt dispuși să continue dacă nu li se garantează că va primi sânge doar de la donatorii nevaccinați, pentru a preîntâmpina infectarea copilașului cu proteina Spike de la vaccinul experimental ARN mesager. Decizia Înaltei Curți îl plasează pe băiat sub tutela chirurgului cardiac pediatric și a cardiologului său în scopul de a consimți la o intervenție chirurgicală pentru a rezolva obstrucția și toate aspectele medicale legate de această intervenție chirurgicală, inclusiv administrarea de sânge, a declarat judecătorul într-un rezumat al hotărârii. Până când comunitatea medicală nu va începe să recunoască faptul că vaccinurile nu sunt sigure, asigurările lor de siguranță în ceea ce privește tot ceea ce are legătură cu vaccinurile ar trebui să fie foarte suspecte. Această tutelă va dura până la finalizarea operației sale și recuperarea postoperatorie probabil cel târziu în ianuarie 2023. Părinții își vor păstra tutela în toate celelalte chestiuni. În interviurile anterioare, părinții au declarat că bebelușul avea nevoie de o intervenție chirurgicală, relatează activnews.ro.